Meciurile împotriva contracandidatelor la promovare sunt programate în etapele cu numărul 3 și 4. Trupa condusă de Răzvan Bernicu va primi mai întâi vizita formației HC Dobrogea Sud Constanța, iar apoi se va deplasa pe terenul Științei Bacău. Este un program care nu ne avantajează, ținând cont că jucăm în decurs de doar o săptămână și cu Constanța și cu Bacăul. Sunt două meciuri decisive în care ne dorim să avem tot lotul valid. Primele două etape par ușoare, dar am avut deja o discuție cu băieții în care le-am cerut să abordeze fiecare meci cu seriozitate, cu profesionalism, pentru a nu avea parte de surprize neplăcute, a declarat Răzvan Bernicu. Cealaltă echipă suceveană înscrisă la startul diviziei A, CS Vicov Bucovina, începe campionatul cu un meci în deplasare, la Moreni. La finalul sezonului 2015-2016, din seria 1, va promova direct în Liga Națională doar prima clasată, în vreme ce ocupantele locurilor 2 și 3 vor participa la un turneu de baraj alături de alte 4 echipe.